Primăria Municipiului Constanța a pregătit peste 31.000 de ghiozdane complet echipate pentru a le distribui copiilor. Ele vor ajunge în această săptămână în 50 de școli și 70 de grădinițe din Municipiul Constanța. Astfel, școlarii și preșcolarii le vor găsi pe bănci în prima zi de școală. Începând cu ziua de ieri, a fost demarată acțiunea de distribuire a ghiozdanelor și rechizitelor școlare pentru cei aproximativ 31.500 de copii înscriși ca și preșcolari, școlari și elevi de gimnaziu. Preconizăm ca până la sfârșitul săptămânii viitoare să distribuim la absolut toate grădinițele și școlile din municipiul Constanța, astfel ca în prima zi de școală elevii să le găsească pe bănci. Ghiozdanele, în valoare de peste 1.200.000 de lei, conțin penare, acoarele, caiete, blocuri de desen, cărți și creioane de colorat. Rechizitele sunt adecvate fiecarei vârste, respectiv grădiniță, clasele 0-4 și 5-8. Livrarea ghiozdanelor și a rechizitelor către cele 120 de unități de învățământ a început din data de 27 august și va dura cel mai probabil până la sfârșitul acestei săptămâni. De asemenea, vor primi ghiozdane încărcate cu rechizite și copiii din școlile și grădinițele particulare autorizate.